Un nou proiect social a fost lansat astăzi la Caransebeș. În cadrul unui parteneriat între Episcopia Caransebeșului și Consiliul Județean Caraș-Severin, va fi inaugurat Centrul de Educație și Îngrijire Sfântul Vasile cel Mare. Acesta va funcționa în cadrul Complexului de Servicii Sociale ale Episcopiei Caransebeșului. Ne bucurăm că am găsit în Consiliul Județean Caraș-Severin un partener de încredere cu care de altfel desfășurăm mai multe proiecte sociale. Îndrăjdim că acest parteneriat se va dezvolta pentru că sperăm noi anul acesta sau anul viitor cel târziu să avem lansate și câteva întreprinderi protejate în domeniul economiei sociale. Acest proiect, Centrul de Îngrijire și Educație Sfântul Vasile cel Mare, este foarte important pentru Episcopia Caransebeșului pentru că el va funcționa în cadrul complexului social Sfântul Vasile cel Mare, unde mai funcționează un centru de zi și un centru de îngrijire a cuplului mamă și copil. Beneficiarii serviciilor centrului vor fi 25 de copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani, dintre care 10 copii de etnie romă, precum și 45 de părinți. Proiectul este finanțat prin SEE, finanțare norvegiană, administrat de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstnice. Valoarea proiectului este de aproximativ 350.000 de euro, din care 190.000 este reabilitarea și modernizarea centrului Sfântul Vasile cel Mare. Bineînțeles, avem bani și pentru dotarea centrului. Ceea ce este foarte important este colaborarea noastră cu Episcopia Caransebeșului, cu Preasfințitul Lucian. Organizăm acest parteneriat pentru că este un om deschis asistenței sociale și asta ne bucură foarte mult. Scopul proiectului constă în creșterea gradului de conștientizare privind discriminarea în rândul populației rome din orașul Caransebeș și îmbunătățirea echilibrului între viața profesională și cea privată prin desfășurarea de dezbateri publice și seminarii.